Președintele Klaus Iohannis, vorbind despre felul în care acționează executivul României, pe care îi numește pe membrii guvernului habarniști. La telefon este ministrul Muncii, Ilia Olguța Vasilescu. Bună seara, domnul ministru! Bună seara! Ați auzit declarațiile președintelui? Nu le-am auzit, mi s-a comunicat înainte să intru în emisiune despre ce este vorba. A spus că faceți, mă rog, nu dumneavoastră în mod special, executivul condus de doamna Dăncilă, că faceți totul după ureche, că sunteți habarniști, nu fac decât să-l citez, că este o guvernare contraperformantă, că faceți totul, cum spuneam, după ureche și că deciziile sunt dictate, sau par de a fi dictate mai degrabă de la partid decât din fruntea guvernului. Bineînțeles că deciziile sunt dictate de la partid, pentru că este un partid care a câștigat guvernarea în baza unui program de guvernare pe care noi îl aplicăm și îl aplicăm punct cu punct. Nu în fiecare dimineață ne propunem să facem altceva, dar vreau să vă aduc aminte că anul trecut spunea despre transferul contribuțiilor, că e o nenorocire, că e o țopăială fiscală și așa mai departe. Ori după primul trimestru al acestui an, deja avem o colectare cu 5 miliarde în plus față de primul trimestru al anului trecut. Și deficitul pe fondul de pensii este redus la jumătate. Așa că țopăiala fiscală, așa cum a înțeles-o Klaus Iohannis, are cu totul alte consecințe în economia reală. În ceea ce privește legea salarizării, despre care președintele spune că sunt nemulțumit, vreau să-i amintesc faptul că i-am transmis la Cotroceni un dosar foarte mare cu fluturași din toate segmentele sectorului bugetar, în care a putut să constate și dumnealui, dacă a avut, bineînțeles, timp să citească între excursiile pe care le tot face în afara țării, că de la începutul anului trecut salariile bugetarilor au crescut. Și de altfel e foarte simplu să se uite și pe ceea ce înseamnă bugetul României, pentru că au fost 58 de miliarde în anul 2016, 70 de miliarde în anul 2017 și 81 de miliarde în anul 2018. Deci, am înțeles. Despre ce nemulțumiri vorbim? Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție.